găsit în această toamnă care încă poartă amintirea verii ce tocmai a trecut. Suntem într-un nou sezon Fan Urban, emisiunea care îți arată ce merită văzut și știut în viața culturală a capitalei și nu numai. Începem așadar cu fântânile arteziene, care tocmai au intrat, în urmă cu puțin timp, în Cartea Recordurilor. O plimbare prin București te poartă negreșit în zona Unirii, de-a lungul lanțului de fântâni arteziene ce se întind pe o lungime de 1,4 km. Construite la sfârșitul anilor 80, au fost încă de la început unele dintre cele mai lungi astfel de sisteme din lume. În această vară, fântânile din Piața Unirii din capitală au fost recunoscute, omologate și publicate ca cel mai lung șir de fântâni coregrafice sincronizate din lume, de către Academia Recordurilor Mondiale. În urmă cu un an, fântânile din București deveneau un punct de atracție îndeosebi la sfârșit de săptămână, prin lansarea spectacolelor de apă, lumini și muzică, ce au fost anul acesta dedicate sărbătoririi valorilor românești. 70 de astfel de spectacole au avut loc până în prezent și mai pot fi văzute în această toamnă până la finalul lunii octombrie. Emisiunii de aici, din Bucureștiul, care tocmai a împlinit 560 de ani de la prima atestare documentară. Vă propun așadar să mergem pe parcursul emisiunii, atât pe jos cât și cu autocarul, și să ne oprim la cele mai reprezentative locuri și evenimente ce reflectă viața socială și culturală a capitalei. Cât e cald, o plimbare cu autocarul îți deschide apetitul de a descoperi și de a vedea capitala cu alți ochi. Plimbarea începe din zona fântânilor arteziene de la Unirii, iar primul obiectiv care îți atrage atenția este Biserica Bărăția, cea mai veche biserică romano-catolică din București. În imediata apropiere se află Piața Timpului, cu Aleea Celebrităților și Gongul Taliei, cel mai mare monument de acest fel din Europa, care marchează 200 de ani împliniți de la primul spectacol jucat în București. Ne continuăm plimbarea pe jos prin Pasajul Latin, un loc cu totul aparte care amintește de latinitatea poporului român, un act de naștere a poporului nostru. Un pasaj pietonal, istoric, în care te însoțesc cele două bazoreliefuri a lui Decebal și Traian, împreună cu scene din viața dacilor, regăsite pe columna lui Traian. La cele două capete ale pasajului sunt, de o parte, harta țărilor românești și harta Bucureștiului, iar la cealaltă ieșire, harta Imperiului Roman și harta Daciei. Pe fugă, o lecție de istorie despre formarea poporului român. Ieșind din pasajul Latin, ajungem pe Lipscani, unde se află și Hanul Gabroveni. Vă invit să-i trecem pragul și să vedem câteva imagini de la Salonul Național de Artă Medievală. Hanul Gabroveni este un alt obiectiv important situat chiar în centrul istoric al capitalei, unde au loc multe evenimente culturale. Prilejuit de împlinirea a 560 de ani de la atestarea documentară a capitalei, aici are loc Salonul Național de Artă Medievală, aflat la cea de-a 12-a ediție. Ipostaze medievale, revalorificări contemporane. Aici am selectat niște lucrări ale colegilor care fac trimitere directă la tradiție. Prin valorificare, ei au reușit, prin diverse tehnici, să pună în evidență tradiția, preocupările oamenilor, artiștilor de demult în perioada bizantină, să zicem, medievală, general. Sunt lucrări pe care uneori le putem întâlni în Maramureș, în multe sate care păstrează tradiția, fiindcă oamenii își făceau totul în casă, îmbrăcămintea, olăritul, icoanele, tot ce vedeți în această sală sunt exemple evidente. Iar artiștii contemporani au învățat această lecție și duc mai departe simbolistica iconografiei creștine, după felul lor de a se exprima cu emoție, cu sensibilitate, cu conceptele personale.
printr-o selecție riguroasă a artiștilor și a lucrărilor, salonul din acest an valorifică atât patrimoniul românesc de artă și de arhitectură medievală, cât și pe cel european, prin decriptarea simbolisticii creștine ca sursă inepuizabilă de inspirație, de căutări ale sensurilor existenței în iubire, adevăr și frumos. Suntem la 12-a ediție și mai ales că anul acesta se împlinesc 560 de ani de atestare documentară. Și dacă ne gândim, este un salon medieval dedicat Bucuriei. Dacă ne gândim la Bucur, ciobanul, Bucureștiul a preluat această semnificație a Bucuriei, mai ales artiștii se bucură fiecare an, se adună în acest salon medieval, făcând o selecție adecvată să avem varietatea necesară. Lucrările de pictură și de artă decorativă sunt inspirate din iconografia creștină a secolelor 4-14, fiind realizate în tehnici consacrate în perioada medievală bizantină, romanică și gotică. Avem 100 de artiști pe centenarul și am zis să ne încadrăm în 100, că altfel aveam vreo 3000 de artiști. 100 de artiști pentru 100 de ani de Românie modernă pot fi întâlniți până la 1 octombrie la Salonul de Artă Medievală de la Hanul Gabroveni. Mergem mai departe în încercarea de a redescoperi capitala și ajungem la Biserica Sfântul Gheorghe, cunoscută ca și Sfântul Gheorghe Nou, deoarece a fost ridicată pe lăcașul vechii biserici ruinate. Construită în stil brâncovenesc, Titoria se dorea cea mai de seamă biserică din Bucureștiul acelor timpuri. Este considerată ultima ctitorie a domnitorului Constantin Brâncoveanu și singura ctitorie brâncovenească din București păstrată până în prezent, iar statuia marelui domnitor se află chiar în fața bisericii. Biserica se află chiar la kilometru zero al capitalei, dar și al României, aici găsindu-se și monumentul de la care sunt măsurate distanțele rutiere dintre București și principalele orașe ale țării. Monumentul de la kilometru zero este o roză a vânturilor, între razele căreia sunt gravate principalele denumiri ale provinciilor istorice românești. Aproape de kilometru zero al capitalei se află și Spitalul Colțea, primul așezământ spitalicesc din țara românească, dar și locul unde s-au pus bazele învățământului medical românesc. A fost ridicat în anul 1704 la inițiativa spătarului Mihai Cantacuzino, a cărui statuie se află chiar în fața spitalului. În lateral se află biserica ce poartă același nume și care formează împreună un ansamblu arhitectonic unitar. În partea opusă se află Palatul Suțu, ce găzduiește în prezent Muzeul Municipiului București. Este una dintre cele mai vechi reședințe aristocratice din capitală și unul dintre puținele imobile care au rămas nemodificate de mai bine de 150 de ani. Tot în piața Universității se află și cea mai importantă scenă a capitalei, Teatrul Național Ile Caragiale, în fața căruia a fost amplasat grupul statuar inspirat de personajele marelui dramaturg român. Mergem mai departe cu City Bus-ul către partea de nord a capitalei și, trecând prin Piața Victoriei și a Palatului cu același nume, ne iese în întâmpinare statuia aviatorilor, monumentul dedicat eroilor aerului. Construcția, având o înălțime totală de 20 de metri, este compusă din sculpturi de bronz așezate pe un postament de beton armat placat.
Deasupra obeliscului este așezată statuia înaltă de 5 metri, cântărind 5 tone, care ilustrează omul zburător având aripile desfășurate. La baza obeliscului, de jur împrejurul acestuia, sunt prezentați 3 aviatori căzuți, iar pe soclu sunt numele aviatorilor căzuți între 1930-1935. Monumentul a fost dezvelit în anul 1935 în prezența regelui Carol al II-lea. Un alt obiectiv legat de numele monarhiei este Arcul de Triumf, monument construit între anii 1921-1922, ce marchează victoria României în războiul de independență, jubileul celor 40 de ani de domnie ai regelui Carol I și revenirea familiei regale române din exilul de la Iași. Construcția are formă paralelipipedică, cu o înălțime de 27 de metri, o lățime de 9,5 metri și o boltă. Stâlpii pe care se sprijină monumentul au scări interioare care duc spre terasă, de unde se poate vedea Bucureștiul de la înălțime. Unul dintre punctele de interes ale capitalei îl reprezintă Arcul de Triumf. Deși a fost construit în urmă cu un secol, fără 2-3 ani, puțini sunt cei care știu că îl pot vizita și în interior. Iar până la final de octombrie, Bansky ne oferă această ocazie. O ocazie rară se ivește în această toamnă celor care ajung în zona Arcului de Triumf, aceea de a-l putea vizita prin interior, dar și aceea de a vedea o expoziție a unui nume sonor în arta contemporană. Bansky, un personaj controversat, o expoziție controversată, însă cu un impact vizual și emoțional aparte. The Art of Bansky, expoziția neautorizată în care sunt incluse peste 50 de tablouri, picturi, obiecte 3D, clipuri video ale lui Bansky, unul dintre cei mai cunoscuți sau necunoscuți artiști stradali din lume. Bansky a făcut din arta sa un mijloc de protest, iar lucrările sale de critică politică și socială au fost realizate în majoritatea cazurilor pe străzi, pereți și poduri din diverse orașe din întreaga lume. Înaintăm pe Bulevardul Kiselev până la Muzeul Țăranului Român, un loc în care arta populară este la ea acasă, în curtea muzeului. Tot aici, într-una din sălile de expunere, are loc până pe 9 octombrie expoziția de tapiserie și de colaje textile a unui binecunoscut nume al artei, Cela Neamțu, considerată Doamna Tapiseriei Românești. Lucrări impresionante, țesute din și cu lumină, ne aduc în fața privirii ferești medievale, ca punte între trecut și viitor, între lumea exterioară și cea interioară, precum și binecunoscutele sale păsări, ce i-au adus renumele de pasărea măiastră a tapiseriei românești. În completarea acestora se află colajele textile, ce recuperează fragmente din țesăturile și motivele decorative întâlnite pe iile țărănești, din toate regiunile geografice și etnografice ale țării, și care, astfel, prin tehnica pastelului, sunt recompuse și revalorificate într-o manieră artistică deosebită. Ajuns și în Piața Victoriei, nu cu caleașca, ci cu City Bus-ul, și ne vom îndrepta către Calea Victoriei, un loc care ne oferă foarte multe destinații atractive.
Calea Victoriei este una dintre cele mai importante artere rutiere, dar și culturale ale Bucureștiului. Prima oprire este Casa Filipescu Cesianu, devenit Muzeul Vârstelor, un loc ce îți arată cum au trăit românii în urmă cu 300 de ani. Curtea plină de statui are statut de parc public și este o oază de relaxare în mijlocul agitației citadine. Puțin mai departe, tot pe Calea Victoriei, se află Muzeul George Enescu. O clădire impunătoare, la fel ca numele celui mai mare muzician român, Muzeul George Enescu se află în Palatul Cantacuzino, una dintre cele mai frumoase clădiri din București. Somptuoasa intrare, umbrită de imensa copertină în cel mai autentic stil Art Nouveau, anunță că aici luxul și rafinamentul de epocă s-au întâlnit pentru a ridica unul dintre cele mai strălucite și impunătoare palate bucureștene. Un alt loc fascinant, un alt edificiu a cărui frumusețe și faimă au rezistat timpului. Palatul Romanit, ce găzduiește în prezent Muzeul Colecțiilor de Artă, aflat în subordinea Muzeului Național de Artă al României. Un alt obiectiv important al capitalei îl constituie Ateneul Român. Clădirea este realizată într-o combinație de stil neoclasic cu stil eclectic și a fost construită între 1886 și 1888 după planurile arhitectului francez Albert Galerot, iar în prezent adăpostește sediul filarmonicii George Enescu. Suntem în Piața Revoluției, un spațiu ce și-a dobândit numele după Revoluția din 1989. A fost cunoscută anterior ca Piața Palatului, deoarece aici se află Palatul Regal, reședința Monarhiei Românești, ce găzduiește în prezent Muzeul Național de Artă al României. În fața Palatului Regal, dar și al Palatului Fundației Universitare Carol I, sediul fundațiilor regale ce găzduiesc Biblioteca Central Universitară, se află statuia ecvestră a regelui Carol I, cel dintâi monarh al României. Trecem atât prin fața Palatului Ministerului de Interne, unde s-a aflat până în 2004 Senatul României, dar și a monumentului dedicat eroilor Revoluției din decembrie 1989 și ne îndreptăm atenția către Biserica Crețulescu. Considerată unul dintre cele mai valoroase monumente de arhitectură ale orașului de la sfârșitul perioadei brâncovenești. A fost ridicată între 1720-1722 prin grija marelui logofăt Iordache Crețulescu și al soției acestuia Safta, una dintre fiicele domnitorului Constantin Brâncoveanu. Înaintăm spre cercul militar, oprindu-ne privirea la Teatrul Odeon, fondat în anul 1946 cu denumirea Teatrul Muncitoresc CFR Giulești. Ajuns la intersecția cu Regina Elisabeta, privirea ne este atrasă de Palatul Cercului Militar Național, ce găzduiește Instituția Centrală de Cultură a Armatei Române, cu profil cultural-educativ, artistic, recreativ, distractiv, precum și de imagine, reprezentare și protocol. Oprim pentru un scurt răgaz la una dintre expozițiile găzduite de Galeria Artelor de la Cercul Militar Național. O expoziție deosebită, ocazionată de împlinirea a 500 de ani de la moartea maestrului artei universale, Leonardo da Vinci.
Leonardesca este expoziția semnată de artistul plastic Andrei Damu, care ne așteaptă să o vedem până pe 10 octombrie. Următoarea oprire pe Calea Victoriei este Palatul Casei de Depuneri, Consemnațiuni și Economie. Realizată după planurile arhitectului Paul Gottereau, cu elemente specifice din arhitectura franceză a sfârșitului secolului XIX, Palatul Cec a fost terminat în anul 1900. Vis-a-vis se află Muzeul Național de Istorie a României, cel mai important muzeu al statului român, ce deține obiecte de valoare istorică descoperite pe teritoriul actual al României din timpuri preistorice și până în perioada contemporană. Muzeul a fost înființat în anul 1970 în fostul Palat al Poștelor, cu scopul de a ilustra evoluțiile culturale înregistrate de-a lungul tuturor epocilor istorice în spațiul geografic al României de azi. Ne apropiem de finalul traseului cu autocarul, nu înainte de a trece prin fața celui mai cunoscut obiectiv al capitalei, al țării, al Europei și al doilea în lume după Pentagon, Casa Poporului, cunoscută ca și Casa Republicii. Revenim la Academia Recordurilor Mondiale, care a catalogat-o ca a doua cea mai mare clădire administrativă de uz civil ca suprafață din lume, cea mai scumpă clădire administrativă și cea mai grea clădire construită vreodată. Ajungem în punctul din care am pornit plimbarea noastră turistică și culturală, Piața Unirii. Sperăm că v-au plăcut atât plimbarea cu autocarul, cât și propunerile noastre pentru zilele ce vor veni. Vă las în cea mai frumoasă companie, nu înainte de a vă spune că vă aștept să fiți alături de noi și în noul sezon al emisiunii. Așadar, vă așteptăm în fiecare săptămână pe TVR1 să fiți fan urban.